Rămas văduv și fără ajutor din partea iubitei sale Georgiana, Sorin Velcescu încearcă să-i găsească o bonă fiicei sale Maia. Dar tu știi că ai schimbat 5 bone într-un an. Și ce să fac, mă, dacă n-am găsit încă bona aia pricepută? Norocul pare să-i surâdă atunci când la ușă apare... Bună, sunt Irina. Îmi pare bine, Irina. Și Irina devine bona Maiei. Nu știu cum să-i fac părul mamei, nu mai țin minte cum arăta. Mi-ar plăcea să fie mămica mea. Cum e bona asta? Foarte drăguță, e foarte sensibilă. Maia o îndrăgește foarte mult. Îmi place cravata ta. Da? Da. Irina mi-a ales-o. Irina? Mergem de seară la film, toți trei. Irina și Sorin se plac. I-am văzut cum se priveau. Sorin este iubitul meu și în curând va fi soțul meu. Mai că tu ne stai în cale. Am crezut că ții la Irina, dar de fapt a fost decât o minciună. Uite, de mâine o să încep să-i caut o nouă bonă Maiei. Nu-mi place Georgian. De ce, tati? E rea. Cât de mult vrea Georgiana să se răzbune. Sorin Velcescu este văduv și are o fiică în vârstă de 6 ani, Maia. Bărbatul este un om de afaceri ocupat, însă în weekend își face timp să iasă cu Maia și cu iubita lui Georgiana. Vedeți braștul? Da, da. Hai, dă-mi-le că te ajut. Să ai grijă să nu te înțepi, da? Da. Hai, mă, că e fată mare, nu se înțeapă. Trebuie să-i găsesc mai o altă bună. Păi de ce? Ce s-a întâmplat cu Ileana? Și-a dat ieri demisia. Serios? Da. Lucrează de o lună la noi. N-a rezistat. A zis că nu se poate înțelege deloc cu Maia. Dar tu știi că ai schimbat 5 bone într-un an. Și ce să fac, mă, dacă n-am găsit încă bona aia pricepută? Mă, Sorin, nu te-ai gândit că poate nu e vina lor? Ce vrei să spui? Vreau să spun că dacă Maia e de fapt un copil problemă. Maia nu e un copil problemă. Maia este doar foarte sensibilă. I-a murit mama acum 3 ani și are nevoie de atenție, de căldură și n-am găsit încă bona aia. Eu chiar cred că are nevoie de o mână de fier. Eu cred că te înșeli. Nu. Recunoaște, ești prea moale. Gândește-te că dacă m-ai lăsat măcar o săptămână să stau cu Maia, Maia ar fi alt copil. Mulțumesc pentru sfat. Dar știu eu mai bine cum să crezi fiica. Hai să ne jucăm. Da, nu, în niciun caz. Nu-mi place, mie nu-mi place. Îl iubesc foarte mult pe Sorin și vreau să mă căsătoresc cu el. În schimb, pe Maia nu pot să o sufăr. Este un copil foarte prost crescut. Sorin îi ia mereu apărarea și spune că e mică și nu-și dă seama ce face. Eu cred că ar trebui să ia măsuri. Deși între Sorin și Georgiana există divergențe privind creșterea Maiei, cei doi speră să petreacă împreună o după-amiază plăcută. Oare Maia le va strica planurile? Hai! Lasă păpușa aia, că te joci cu ea după ce mănânci. Domnul Iepurină nu e o păpușă. Cere scuze. Ascultă-mă ce spun. Lasă prostiile. Nu. Maia. Cere scuze. Maia, fă ce-ți cere Georgiana. Te rog, da? Nu mănânc până nu-și cere scuze. Te rog să nu fii încăpățânată. Lasă-o, că e doar un copil. O să-mi cer scuze. Domnule Iepurină, îmi cer scuze. A spus că te iart. Mulțumesc. Ai, nu cred! Ai dat pe mine! Am dat o grămadă de bani pe hainele astea! E foarte nesimțită! Maia, îți e rușine, cere-ți scuze imediat, te rog frumos! Nu! Nu-mi place de ea! Maia, vino înapoi! Ți-am spus că merită bătută, Sorin? Mamă, de bătaie ar face foarte bine. Copil răzgâiat. Relația mea cu Georgiana nu e ce-mi doresc. Georgiana e foarte dură cu Maia și nici nu știe să se poarte cu ea. Și din cauza asta, nici Maia nu o place. Maia nu e un copil rău. Face multe prostii adevărat, dar are 6 ani. Georgiana, ce scuzare. A doua zi, Sorin a programat mai multe interviuri în vederea alegerii noii bone. Însă Maia nu e mulțumită de niciuna dintre ele. Mi se pare drăguță. Tu ce zici? Nu-mi place. De ce nu-ți place? Are nasul prea mare. Și ce dacă are nasul mare? E o doamnă drăguță, ar fi o bonă perfectă. Ți-am zis că nu-mi place. Maia, ai văzut 5 bone până acum. Prima era răită, a doua nesuferită. A treia nu știa să-ți facă prăjituri, a patra nu știa să-ți citească povești. Când ai de gând să te hotărăști? Niciodată! Asta e ultima bonă pe ziua de azi și sper să-ți placă.
Bună! Bună! Scuze că am întârziat, este din cauza șoferului când a vrut să oprească stația. M-a legat după autobuz și mi s-a rupt tocul. E cumpărat ieri de la reducere. Mi-a numai ținut decât o zi, erau frumoși, nu? Poftim? I-am cumpărat ieri la reducere și nu m-a ținut decât o zi, erau frumoși, nu? Da, erau foarte frumoși. Eu sunt Sorin. Bună, sunt Irina. Îmi pare bine, Irina. Îmi pare bine. Te rog. Maia? Ea e Irina. Bună, Maia. Ia loc, te rog. Mulțumesc. Spune-mi despre tine. Ce experiență ai ca bună? De unde vii? Am 28 de ani, vin din Ucraina, sunt în România de 5 ani și am lucrat ca bună la domnul Năstase. Aveți aici o recomandare de la el. Pot. Mulțumesc. Și de ce ai plecat de la domnul Năstase? Păi, fetița lui s-a făcut mare și n-a mai avut nevoie de mine. Da. Vorbiți foarte bine românește. Eu sunt din Cernăuți, iar părinții sunt din Republica Moldova. Cum îl cheamă? Domnul Iepurilă. Îmi pare bine de cunoștință, domnule Iepurilă. Aș vrea să vă mai întreb ceva în legătură cu... Dar de ce e supărat, domnule Iepurilă? Nu e supărat. Ba da. Și cred că știu și de ce. De ce? Fiindcă nu aude bine. De unde știi? Uite, are urechea ruptă. Dar îl rezolv imediat. Și așa. Poftim. Acum o să audă perfect. Mulțumesc. Plăcere. Mulțumim. Îți mulțumim mult că ai venit. O să vorbesc cu Maia și o să te contactăm. Mulțumim. Irina nu pleca. Tati îmi place Irina. Aș vrea să fie mâna mea. De Dumnezeu. Bravo, Maia. Mă bucur că am fost angajată. Va trebui să fiu foarte atentă cu Maia. Este foarte sensibilă. I-a murit mama acum 3 ani și trebuie să am mare grijă de ea. Irina știe să se poarte cu un copil. E caldă și foarte implicată. În plus, este și o femeie foarte frumoasă. Bine, dar asta nu contează. Important e ca Maia să se înțeleagă bine cu ea. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.